Iată titlurile acestei ediții. Descinderi matinale la primăria Cahul, mai mulți factori de decizie sunt bănuiți că ar fi favorizat unii agenți economici, cauzând prejudicii considerabile bugetului public. Incendiu puternic într-un bloc de locuințe din capitală, pompierii au evacuat un tânăr care se afla în locuința cuprinsă de flăcări. Cel puțin 49 de șoferi au fost prinși beți la volane pe parcursul zilelor de odihnă, majoritatea erau în stare avansată de ebrietate. Cultivau, prelucrau, depozitau și vindeau marihuane, activitatea unui grup din Hâncești specializat în punerea în circulația drogurilor de origine vegetală a fost deconspirată. Descinderi matinale la primăria Cahul, mai mulți factori de decizie sunt bănuiți că ar fi favorizat unii agenți economici, cauzând prejudicii considerabile bugetului public. Potrivit ofițerilor anticorupție, din 2021 și până în prezent, secretarul grupului de lucru în domeniul achizițiilor ar fi divizat intenționat procedurile de achiziții publice efectuate de primăria Cahul în contracte de valoare mică, pentru a evita astfel procedura de licitație. În așa mod, funcționarul a organizat de sine stătător procedura de achiziție de valoare mică și a atribuit contracte anumitor agenți economici. Prin semnarea contractelor de valoare mică au fost favorizați mai mulți antreprenori care au propus prețuri mai mari pentru serviciile prestate în detrimentul altor ofertanți care și-au propus serviciile la prețuri mult mai mici. Doar pe parcursul anului 2022, primăria Cahul a efectuat un număr impunător de achiziții de valoare mică, care vizau lucrări de construcție și reparația grădinițelor a Palatului de Cultură Nicolae Bodgros, a stadionului din oraș, dar și altele, cauzând daune considerabile bugetului public. În urma descinderilor efectuate pe 29 mai în biroul secretarului vizat, au fost ridicate mai multe contracte de achiziție și alți purtători de informație. Funcționarul a fost escortat la sediul Centrului Național Anticorupție pentru a-i fi prezentată ordonanța de bănuit. Investigațiile continuă. Descinderi în masă la Hâncești și Chișinău într-un dosar de defrișare ilegală a arborilor. Procurorii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale împreună cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigație au efectuat cel puțin 13 percheziții, după ce s-a descoperit faptul că cel puțin 1400 de arbori din Hâncești au fost tăiați ilegal, prejudiciul material fiind de peste 680.000 de lei. Astfel, oamenii legii au descins în mai multe locații, inclusiv la o fabrică de paleți din raionul Hâncești. În urma acestor acțiuni, procurorii și ofițerii au găsit cantități de lemn fără acte de proveniență. Totodată, forțele de ordine au ridicat mai multe documente contabile, registre neoficiale despre banii primiți, dar și lemnul aflat în gestiune la întreprinderea de silvicultură din Hâncești. De asemenea, au fost depistate 10 de copii ale actelor de identitate a presupuselor persoane interpuse, prin intermediul cărora ar fi fost vândut acel lemn, precum și procuri de la primărie pentru eliberarea lemnului către alte persoane. Oamenii legii continuă investigațiile pe caz. Incendiu puternic într-un bloc de locuințe din capitală. Flăcările au izbucnit în dimineața de 29 mai la balconul unui apartament situat pe strada Ginta Latină, în sectorul Ciocana. La fața locului au fost alertate 3 echipe de pompieri și salvatori, care au stabilit că flăcările au afectat mai multe bunuri materiale învechite aflate în locuință. Totodată, în timpul intervenției, pompierii au evacuat din apartamentul cuprins de incendiu un tânăr de 24 de ani, care risca să primească intoxicații cu substanțe de ardere. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, nicio persoană nu a avut de suferit în urma izbucnirii flăcărilor, incendiul distrugând doar o parte din bunurile învechite. Preliminar, focul ar fi pornit de la balconul locuinței, însă deocamdată nu se cunoaște cauza exactă a producerii incendiului, specialiștii urmând să stabilească circumstanțele în care s-a produs acesta. Cel puțin 49 de șoferi au fost prinși beți la volane pe parcursul zilelor de odihnă, majoritatea dintre ei fiind în stare avansată. Potrivit oamenilor legii, doar în raionul Orhei au fost depistați 4 conducători auto băuți în decurs de 2 zile. Unul dintre cazuri a fost înregistrat în localitatea Târzieni. Aici, un bărbat de 35 de ani a fost depistat de inspectorii de patrulare în timp ce conducea în stare avansată de ebrietate. Supus testului alcool scopic, s-a constatat că șoferul avea o concentrație de alcool în aerul expirat de 1,01 mg pe litru. Da.
În același timp, alte două cazuri au fost înregistrate în localitatea Vâscăuți. Un motociclist de 37 de ani a urcat la ghidonul motocicletei, având o concentrație de 0,62 mg pe litru în aerul expirat, iar un șofer a fost stopat de inspectorii de patrulare, iar în urma documentării s-a stabilit că bărbatul avea o alcoolemie de 0,18 mg pe litru. Totodată, un bărbat de 50 de ani a fost prins băut în timp ce conducea un motocultor prin localitatea Bulăiești. Acesta avea o concentrație de 0,55 mg pe litru. Toate mijloacele de transport au fost ridicate și transportate la parcări speciale, iar persoanele au fost sancționate conform legii în vigoare. Cultivau, prelucrau, depozitau și vindeau marihuană. Activitatea unui grup din Hâncești specializat în punerea în circulația drogurilor de origine vegetală a fost deconspirată. Potrivit forțelor de ordine, activitatea grupării a fost filată în perioada lunilor aprilie și mai. După un șir de investigații, în ziua de 29 mai au fost efectuate percheziții la domiciliul unuia dintre membrii grupului, în vârstă de 56 de ani, în satul Drăgușenii Vechi. În rezultat, au fost depistate și ridicate sute de plante de cânepă, masă vegetală uscată cu miros specific de marihuană, dar și utilaje improvizate destinate pentru consumul de droguri. Prin urmare, forțele de ordine au inițiat o cauză penală privind circulația ilegală a substanțelor narcotice. Cercetările pe caz continuă pentru a identifica toți membrii grupului. În context, poliția menționează că în perioada 1 iunie-31 august se va desfășura operațiunea specială MAC 2023, care are drept scop combaterea consumului și traficului ilegal de droguri, depistarea și nimicirea plantelor cu conținut narcotic, dar și identificarea persoanelor care se ocupă de cultivarea acestora. Un bărbat de 43 de ani a fost condamnat la 25 de ani de pușcărie după ce și-ar fi violat de mai multe ori fiica, care nu avea nici măcar 14 ani. Sentința a fost pronunțată de magistrații judecătoriei Hâncești. Potrivit Procuraturii Generale, totul s-a întâmplat în perioada anilor 2016-2023 într-un sat din zona de centru a țării. Aflându-se la domiciliul său, prin constrângere fizică și psihică, bărbatul și-ar fi abuzat sexual de mai multe ori fiica. În anul 2019, bărbatul ar fi încercat din nou să-și violeze fata sa de mai multe ori, însă ea a reușit să opună rezistență și inculpatul nu și-a dus până la final intenția infracțională. Pe timpul desfășurării anchetei, bănuitul nu și-ar fi recunoscut vina. Sentința pronunțată nu este una definitivă și poate fi contestată în termen de 15 zile la Curtea de Apel Chișinău. Ar fi călcat intenționat cu roata camionului un ofițer vamal. Un bărbat de 64 de ani a fost condamnat la 11 ani de pușcărie. Deși nu și-a recunoscut vina, procurorii au reușit să demonstreze că în data de 23 iulie 2021, șoferul de camion a fost somat de un agent al terminalului vamal Chișinău în timp ce încerca să părăsească teritoriul și asta ca să-i prezinte tichetul ce i-ar fi permite să plece. Ignorând cerințele enunțate, inculpatul a accelerat și a părăsit teritoriul terminalului. Ulterior a stopat vehiculul, iar după un schimb dur de replici cu ofițerul vamal, acesta a urcat înapoi în camion ca să plece mai departe. Vameșul s-a poziționat în fața camionului, îngrădindu-i calea. Șoferul însă l-a tamponat, ulterior l-a traversat cu roata, cauzându-i victimei fracturi ale coastei și alte fracturi calificate drept o vătămare corporală gravă. Instanța a mai dispus, pe lângă cei 11 ani de pușcărie, încasarea din contul inculpatului a sumei de 600 de mii de lei cu titlu de prejudiciu moral, a sumei de 95.000 de lei cu titlu de prejudiciu material, dar și 6.000 de lei pentru cheltuieli judiciare. Sentința poate fi contestată la Curtea de Apel Chișinău. Ar fi furat un automobil, iar acum risca în grei de pușcărie. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 35 de ani, originar din raionul Creuleni, care a ajuns pe mâna poliției după ce ar fi răpit un autoturism. Poliția a fost sesizată de proprietarul autovehiculului încă în data de 18 mai. Bărbatul, care locuiește în satul Milești Mici, a declarat oamenilor legii că automobilul său era parcat în fața porții, iar la un moment dat pur și simplu a dispărut. După un șir de investigații, mașina a fost depistată în localitatea Porumbeni din raionul Creuleni, bărbatul suspectat fiind din aceeași localitate. Pe caz a fost inițiat un proces penal pentru răpirea mijlocului de transport, iar suspectul și-ar fi recunoscut vina în cadrul audierilor. În prezent, el este cercetat penal, iar dacă va fi găsit vinovat, riscă amendă de până la 67.500 de lei sau chiar pușcărie pe un termen de până la 3 ani.
Mai multe evenimente din țară și de peste hotare pe scurt. Incendiu puternic în orașul Florești, mai multe construcții auxiliare au fost făcute scrum. Cazul a fost înregistrat în data de 28 mai, în imediata apropiere de stadionul Oreșenescu, unde se desfășura un eveniment dedicat zilei sportivului. Carabinierii prezenți la eveniment pentru a menține ordinea publică au observat incendiu și au alertat pompierii și salvatorii. Ajunsă la fața locului, echipa de intervenție a reușit să localizeze incendiul, iar la scurt timp să stingă flăcările. Din fericire, nicio persoană nu a avut de suferit. Specialiștii urmează să stabilească toate circumstanțele, dar și cauza producerii incendiului. Ghinion în trafic pentru doi șoferi. O mașină, la volanul căreia se afla un tânăr de 22 de ani, a lovit puternic un camion cu cisterne condus de un bărbat de 54 de ani. Impactul a avut loc în dimineața de 29 mai în sectorul Botanica, la intersecția străzilor Grădina Botanică și Pădurii. În imaginile publicate pe rețelele sociale se observă cum mașina a depășit un automobil și a mers cu viteză la culoarea verde a semaforului, lovindu-se într-un camion cu cisterne care în acel moment se afla în intersecție și efectua manevra spre stânga. În urma coliziunii nu au fost înregistrate victime. Poliția a inițiat o anchetă pentru a stabili cine dintre șoferi se face vinovat de accident. Două femei din Ucraina au încercat să iasă din Republica Moldova cu bagajele pline cu țigări, iar în valiza de mână a unui cetățean israelian au fost găsite 160 de monede care ar fi din argint. Potrivit serviciului Vamal, în doar 24 de ore au fost înregistrate cel puțin 3 cazuri în care pasagerii de pe aeroportul internațional Chișinău au încercat să treacă frontiera cu bunuri pe care nu le-au declarat. Printre aceștia sunt două femei din Ucraina care aveau bagajele tixite cu țigări. În urma controlului, în una dintre valize au fost găsite 147 de pachete cu țigări, iar în al doua, 230 de pachete. Totodată, în bagajul de mână al unui cetățean israelian, pasager al cursei Chișinău-Tel Aviv, vameșii și polițiștii de frontieră au găsit 160 de monede presupuse a fi din argint. Toate bunurile au fost ridicate și sunt pasibile confiscării, iar persoanele riscă să fie sancționate. Intervenție neobișnuită pentru salvatorii din nordul țării. Aceștia au efectuat o misiune de salvare de la înălțimea unui papagal de rasă. Cazul a fost înregistrat în localitatea Elizaveta din municipiul Bâlți. Salvatorii au fost alertați pentru a salva papagalul de rasă Arra, care participă în spectacole în cadrul unui circ. Pasărea a fugit de la stăpân până în vârful unui copac înalt de 19 metri, iar de acolo a fost evacuată cu ajutorul salvatorilor. Misiunea a fost îngreunată de rafalele de vânt puternic angajate IGSU, ajungând până în vârful copacului cu ajutorul unei scări culisabile. Papagalul nu a avut de suferit și în scurt timp a fost returnat proprietarului. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, de la începutul acestui an, pompierii și salvatorii au efectuat 153 de misiuni de salvare a animalelor aflate în dificultate. Dacă ai fost martorul unei situații interesante ce poate deveni o știre, expediază imaginile la adresele indicate pe ecran. De asemenea, poți contacta echipa 902 la numărul de telefon 062 071 902. Știrea ta o va vedea o țară întreagă.